În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne în cea de-a doua zi Apostolului Celui Mare. Dacă v-ați uitat bine în calendare, deja este a treia zi. Ne ajută, de fapt, această anticipare liturgică prin faptul că se ține cont de la întemeierea lumii că o zi este cea care deja a trecut. Dumnezeu, când a creat lumea, a făcut lumina, la sfârșitul zilei a văzut Dumnezeu că este bună lumina și a fost seară și a fost dimineață ziua întâi. Trebuie să învățăm și noi un lucru din tot ceea ce s-a întâmplat, în sensul că atunci când avem de făcut lucruri deosebite într-o zi, atunci când poate că avem în față o zi la care ne gândim cu multe emoții, emoții negative sau pozitive, tot emoții sunt. Atunci când nu știm cum să ieșim la liman dintr-o zi grea, să ne ducem aminte că la sfârșitul zilei Dumnezeu a spus că a văzut că lumina este bună și a fost seară și a fost dimineață ziua întâi. După toată creația, Dumnezeu a văzut că toate erau bune foarte. Asta înseamnă că ne așteaptă și pe noi la sfârșitul unei lucrări pe care trebuie să o avem în vedere ca și când am și primit ca să avem. Astăzi ne-am îndeletnicit din nou cu acatistul, cu denia canonului celui mare al Sfântului Andrei Criteanul. O slujbă care, dacă suntem puțin atenți la cum este ea plămădită, trebuie să luăm în considerare faptul că este o slujbă care n-ar putea să facă niciodată parte din cultul creștin public. Este o slujbă la care nu avem voie să schimbăm persoana întâi singular cu persoana întâi plural. Nici o rugăciune din cadrul canonului nu ne vorbește despre noi, adică eu și cu încă cineva. Nu. Ne vorbește despre noi, adică eu și cu sufletul meu. Este prima dată, trebuie să vă mărturisesc, când m-am gândit la lucrul acesta, pentru că ani de zile mă gândeam nu cumva să fiu un duh al unei mândrii foarte, foarte bine șlefuite, care să mă așeze cumva în afara terenului de joc. Și vă mărturisesc faptul că mulți ani m-am străduit ca în tot canonul acesta să vorbesc la persoana întâi plural, crezând că este vorba de toată lumea care se roagă cu mine, și acum trebuie să mărturisesc că am greșit. Sfântul Andrei Criteanul vorbește despre fiecare în parte. Și anume, noi atunci când începem să judecăm lumea, dar să o judecăm așa, la nivelul la care să o înțelegem, să o explicăm, să nu o impropriem, adică a o judeca în sensul curat al cuvântului, neticăloșit, netrecut prin subiectivism sau obiectivism. Asta zic că noi când judecăm ce se întâmplă, împărțim întotdeauna omenirea în două, cei buni și cei răi. De aici începe ticăloșeala, adică noi ne considerăm întotdeauna cei nedreptățiți, cei nefolosiți, cei folosiți prea mult, cei în care toată lumea dă cu pietre, adică noi suntem aia buni. Și iată că lumea s-a împărțit în două. Ei bine, astăzi, în seara aceasta, gândul la Sfântul Andrei Criteanul m-a dus la o altă împărțire pe care am găsit-o chiar în canonul pe care Sfântul Andrei Criteanul l-a dat pentru ziua de astăzi. Și anume, o altfel de împărțire. În momentul în care nu mai citești despre noi, adică eu și fratele meu, ci citești despre noi, adică eu și sufletul meu, îți dai seama că lumea se mai împarte în alte două, eu și Dumnezeu. Singura strategie de a ne schimba, singura strategie de a învăța ceva din postul acesta
este să vedem lumea împărțită în aceste două tabere, eu și Dumnezeu. Dacă vom părăsi judecata despre lume că unii sunt buni și alții sunt răi, avem de câștigat faptul că nu mai avem o tabără antagonică nouă. Avem aceeași tabără, noi și Dumnezeu. Adică, în canonul pe care doar cel am săvârșit, am aflat niște lucruri foarte interesante. Este vorba de o tâlcuire a Vechiului Testament, în care ne sunt aduse în amintire niște evenimente din Vechiul Testament, niște personaje din Vechiul Testament, unele despre care se spune explicit, altele despre care nu se spune explicit, chiar așa la o primă aducere a minte la ceea ce am citit numai în seara aceasta, la un moment dat se spune despre înțeleptul înțelepților și nu se spune că a fost Solomon. Vedeți cât de delicat a fost Sfântul Andrei Criteanul când vorbea de cineva care a greșit înaintea lui Dumnezeu și lumea știe, n-a vrut să spună mai mult, nu a dat nume pe față, nu a dat cu pietre, ci a luat numai și numai partea de învățătură și spune, suflete al meu, nu te lua după înțeleptul înțelepților care la sfârșitul vieții s-a împreunat cu femei desfrânate, ci tu aseamănă-te lui atunci când era înțelept. Iubiți credincioși, în momentul în care nu vom mai împărți lumea în două, adică în nebuni și în mișei, atunci vom începe să facem primul pas spre adevăratul post. Noi și Dumnezeu. Aici, în această construcție strategică, putem însă să avem o altă ispită, și anume noi să-L înlocuim pe Dumnezeu. Pentru că mintea omului merge atât de departe, încât la un moment dat, dacă nu suntem atenți, vom face din ceea ce gândim frumos o încă un aliat al nostru și o să spunem, da, noi atunci când suntem singuri, cu siguranță că facem numai lucruri bune. Nu, atunci când facem ceva bun, să avem conștiința că Dumnezeu ne-a ajutat să facem ceva bun. Pentru că numai acest mod de a gândi ne face să rămânem în lumea lui noi și Dumnezeu. Lumea numai a lui noi, adică o lume formată dintr-o singură persoană, este un mare pericol. Dacă noi nu vom împărți măcar cu Dumnezeu la început, după care Dumnezeu ne va arăta cu cine să împărțim mai departe, lucrurile nu pot sta atât de bine cum stau acum, când în seara aceasta vreau să mergem spre case cu un singur gând, și anume că suntem în lumea aceasta numai noi și Dumnezeu. Nu în sensul egoist al cuvântului, ci în sensul realist, adică să nu ne mai facem atâtea probleme cu ce vor spune ceilalți. Haideți numai în seara aceasta, nu vă cer mai mult. Vom verifica peste două zile ce s-a întâmplat, pentru că și eu am să fac experimentul acesta, să ne considerăm numai noi și Dumnezeu. Atunci când vom primi, de exemplu, nu suntem singuri pe lume, Doamne ferește, dar propunerea strategiei mele constă în faptul că orice vom auzi din exterior, să traducem în lumea noastră, adică a noastră cu Dumnezeu. Și atunci când veți primi un mesaj negativ, mă, n-ai făcut cu tare lucru, nu mai ai pe cine să dai vina. Pentru că ești numai tu cu Dumnezeu. În momentul în care a venit mesajul către tine, a intrat în împărăția aceea pe care v-am spus, numai în seara asta o deschid ca să vedem împreună unde vom ajunge. În momentul în care cineva ți se pare ție că se uită urât la tine, atunci trebuie să știi să te întrebi sincer, cine se uită urât la mine? Când în lumea mea sunt numai eu cu Dumnezeu, să uită Dumnezeu urât la mine? Înseamnă că trebuie să vedem de ce se uită Dumnezeu urât la mine și începem să scormonim și să ne dăm seama de ce se uită Dumnezeu într-un fel sau într-altul la noi.
În acel moment în care nu mai avem o tabără cu celălalt, nu mai suntem despărțiți de anumite interese cu celălalt, cu siguranță că pacea cu Dumnezeu se obține mult mai simplu, la prima vedere. Pentru că și aici trebuie să învățăm să ne luptăm cu noi înșine. Nu putem să ne luptăm cu noi înșine dacă nu înțelegem că singura luptă este cu noi, nu este cu celălalt. Pentru că dacă am întoarce lucrurile și am uitat de împărăția de care v-am spus, adică lumea noastră cu Dumnezeu, cu siguranță că avem suficiente argumente ca să distrugem toată construcția pe care celălalt ne așează împotriva noastră. Și începem să ne descotorosim de tot felul de lucruri pe care celălalt ni le poate reproșa și încet, încet să credem că a fost o greșeală din partea celuilalt. Pe când, în împărăția de care v-am spus eu, a noastră și a lui Dumnezeu, vina nu mai poate să fie dată pe nimeni, în afară de noi. Și intrând în această logică, mergem mai departe să citim numai ultimul verset de la Evanghelia după Matei, în care Mântuitorul ne învață cum să trăim în viața aceasta, fără să anticipăm răul. Și anume, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți afla. Noi, în momentul în care avem nevoie de ceva, înainte chiar de a pune întrebarea cuiva dacă ne poate ajuta, deja avem răspunsul. Nu o să-mi dea nimeni. Era cineva care venea la mine și spunea, aș îndrăzni și eu să zic, dar nu mai zic nimica pentru că e prea mult. Păi, dar măcar formulează cererea. Nu, că nu o să mă ajute. Și atunci am învățat altă strategie. Poate sunt lucruri mult mai valoroase decât te poate ajuta un singur om. Dar dacă de la om la om se va face un început bun, cu siguranță că până la sfârșitul zilei vei avea câștig de cauză. Dar dacă nu începi ceva, n-ai de unde să știi nici măcar cum se va termina. Și atunci, dacă avem îndrăzneala aceea de care spune Mântuitorul, bate și ți se va deschide, poți să fii la un moment dat în dreptul unui zid, nu a unei uși, ci pur și simplu în dreptul unui zid. Dacă avem siguranța că în partea cealaltă ne așteaptă ceea ce știm noi că ne va face bine, cu siguranță că zidul acela vă va arăta că are și o poartă la care să bateți, că sigur se va deschide. Dar dacă dintr-un început ați și pus negativul în față și ați și spus că n-am ce să bat aici, că nici măcar nu e poartă unde să bat, în mintea noastră este zid sau poartă. În mintea noastră este ruginită clanța pe care am pus mâna. Pentru că la Dumnezeu, în împărăția de care v-am spus astăzi, nu existăm decât noi și El. Dacă vom aduce toată viața noastră în această împărăție a noastră și a lui Dumnezeu, atunci nu vom avea niciodată o ușă închisă, nu vom avea niciodată lucruri pe care să nu le știm dacă întrebăm și nu vom avea niciodată un refuz față de ceea ce noi am cerut. De aceea ce învățăm în seriile acestea ale deniilor trebuie să ne schimbe total modul de a vedea lucrurile. Și o să spuneți foarte frumos, bine, părinte, hai că suntem aici între noi o mână de oameni, dar să vedeți când ieșim afară, când o să ne întâlnim la prima intersecție cu cei care ne taie calea, când o să vedeți și lucruri. Dar bineînțeles, dar de ce să vedem lucrurile acestea ca aparținând lumii pe care în seara aceasta am construit-o? În lumea mea și a lui Dumnezeu nu are voie să pătrundă nimeni. Nu că nu-i dau eu voie, ci că Dumnezeu mi-a promis că rămâne numai El și cu mine. Și atunci, unde este celălalt, este o nălucă. Acum, nu vă invit să mergeți ca hipnotizații pe stradă, să dați peste unul sau peste altul, dar vă invit a aduna în împărăția noastră și pe celălalt, unindu-l
cu noi și cu Dumnezeu. Și în măsura în care reușim să-L unim pe celălalt cu noi sau cu Dumnezeu, cu siguranță că împărăția noastră nu are cum să fie una a refuzului și una la care să batem și să nu se deschidă, sau la care să cerem ceva și să nu aflăm. Iubiți credincioși, cred că tocmai acesta este marele sens al întâlnirilor noastre de seară. Este în a ne sprijini unii pe alții, astfel încât să ne dăm seama că dincolo ne așteaptă Dumnezeu în împărăția noastră, care este numai a noastră și a lui Dumnezeu. Cine vine cu noi este bine primit, dar să vină astfel încât împărăția noastră și a lui Dumnezeu să nu se împartă niciodată, ci să fie una. Așa zice și Mântuitorul. Imaginați-vă că din cele trei fețe a lui Dumnezeu, Mântuitorul, una dintre cele trei fețe, a zis: mă rog, Doamne, ca tot să fie una, precum și noi una suntem. Și atunci, nu ar fi frumos ca și noi să ne rugăm să fie una? Și în momentul în care avem conștiința că suntem una și în intimitatea noastră cu Dumnezeu suntem învățați numai de bine, cu siguranță că orice intervenție din exterior va fi imediat scoasă afară. Și atunci nu ne rămâne decât să trăim frumos, să trăim bine, să trăim în armonie, pentru că Dumnezeu ne vrea în pace, ne vrea în bucurie și la sfârșitul zilei să spună că a văzut Dumnezeu că pacea este bună și a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua. Așa să ne ajute Dumnezeu.